Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitata mea din această dimineață este doamna Liliana Piron, director executiv al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Bună dimineața, doamnă Piron! Bună dimineața, domnule Macovei, mulțumesc pentru invitație! V-am invitat să vorbim despre Congresul European al Fermierilor. A avut loc săptămâna trecută. Ați fost în Comitetul de Organizare România. Capitala României, mai exact, a fost capitala europeană a agriculturii pentru trei zile. Un număr important de fermieri din toate statele membre au fost aici la București, au transmis niște semnale puternice către decidenții de la nivel european, în primul rând. Copacogeca, care este cea mai importantă structură asociativă a fermierilor și cooperativelor din UE. România este prezentă prin Alianța pentru Agricultură și Cooperare în această structură. Până la urmă, pentru fermierul român, există vreun rezultat concret al, al acestui Congres European al Fermierilor? Iată care s-a desfășurat în România pentru prima dată. Este un congres care are loc o dată la doi ani în câte un stat membru. Un rezultat concret, un beneficiu direct? Un beneficiu imediat, un rezultat uh -huh. concret imediat, vă dați seama că rezultatele se văd după o anumită perioadă de timp. Cert este că România este al cincilea stat la nivelul Uniunii Europene ca și dimensiune, ca uh -huh. și suprafața agricolă. Este o poziție pe care noi o împărțim uh, alături de Spania și uh, este o onoare pentru uh -huh. Alianța pentru Agricultură și Cooperare să poată după trei ani de, de membership uh -huh. la Copa Cogeca să organizeze acest eveniment. Într-adevăr, evenimentul a, re a reunit o delegație de peste 450 de fermieri și la care s-au uh -huh. adăugat uh, vorbitorii. Uh, s-au discutat teme foarte importante de la protecția mediului, resurselor naturale, până la um, prelungirea cadrului Ucraina și um, un, un dialog, să spunem așa, între domnul ministru Florin Barbu și delegația europeană. Uh, Ne-am bucurat să aflăm că la nivelul Comisiei Europene mesajul transmis de delegația României în cadrul uh, întâlnirii agrifici de săptămâna trecută primește un, un semnal de susținere la nivel european. Am văzut și interacțiune între fermierii români, pentru că România a avut o delegație puternică da, la acest peste... congres. De fapt, cele patru asociații care fac da, parte da, da, din da, da. alianță au avut un număr important de, de membri acolo și a existat o interacțiune cu ceilalți fermieri din celelalte state, cu decidenții. Da, să nu uităm că uh, membrii în grupurile de lucru de la Copa Cogeca sunt în general fermieri și a fost uh -huh. foarte... Foarte interesant să aud dialogul, să, să, să asist la dialogul dintre colegii mei fermieri din România și colegii mei, să spunem așa, parteneri de la, de la Bruxelles. Pot să vă spun că am asistat la discuții pe diferite teme, de la aspectele fitosanitare, colegii se plâng de atacul dăunătorilor de sol, despre faptul că în lipsa unui tratament la sămânță și apelarea tot timpul la acest, la, la derogare, pentru tratamentul să, la sămânță le conferă o stare de incertitudine. Am discutat cu colegii. din România. Da, 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 Domnul ministru a adus în discuție chiar faptul că România intenționează să ducă mai departe modificarea celor trei regulamente în ceea ce privește tratamentul la sămânță și discutând în particular cu colegii din celelalte delegații, am am găsit o susținere, găsim un interes în această zonă pentru că nu este o problemă doar a României. Dacă România are anumiți dăunători de sol, Celelalte state membre au alți dăunători de sol care nu sunt atât de prezenți în România. Același Aceeași problemă în zona aceasta am întâlnit-o la colegii din sectorul de creștere animalelor, pentru că și ei au probleme cu lipsa unor medicamente și atunci este foarte important să vedem să, cum au gestionat alte state membre situații de, de o asemenea natură. Am văzut în zona de informații publice, evident, că. A existat un mesaj puternic din partea multor participanți, vorbitori, inclusiv Ministrul Agriculturii din România, dar nu numai. Au transmis acest mesaj puternic că ar fi bine ca politica agricolă comună să rămână în continuare cu cei doi piloni de finanțare, să nu se meargă pe o direcție de a pune în comun tot, tot bugetul Uniunii Europene pentru un stat membru și. De acolo să fie împărțit, pentru că asta va însemna automat o diminuare. A fost un subiect important de discuție și asta cred că are o relevanță directă pentru fermierul român. Cum, cum apreciați că a fost transmis acest mesaj și, până la urmă, ce înseamnă pentru fermierul român această, să zicem, intenție de a propune rămânerea în continuare cu? cu politica agricolă comună bugetată individual. Pe de o parte, această propunere, această solicitare pe care a adresat-o astăzi domnul ministru Florin Barbu, să știți că am auzit-o și la colegii din celelalte state membre. Mm -hmm. Este foarte greu să schimbi regula jocului atât de repede, iar fermierii din România încă nu au avut timp să înțeleagă foarte bine cum să profite de beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, respectiv la politica agricolă comună. Iar modificarea uh, reg regulamentului în ceea ce privește împărțirea acestor fonduri. Vă dați seama că nu este o soluție pe care fermierii să o îmbrățișeze. Ba mai mult decât atât, așa cum a susținut și domnul ministru Florin Barbu, dar așa cum și noi am susținut atât delegația din România, Alianța pentru Agricultură și Cooperare, cât și colegii din celelalte state membre, este nevoie de o finanțare consistentă a politicii agricole comune, de suplimentarea fondurilor și de suplimentarea fondurilor pentru mediu în afara pac deci în afara politicii agricole comune. Pentru că fermierii sunt, o, sunt foarte responsabili, își dau seama că ei sunt parte din uh, acest proces uh -huh. de adaptare la noile condiții climatice și de schimbare a practicilor agricole. Da. Însă, un astfel de proces. S-a încetățenit, într-un fel, într-o parte a opiniei publice această idee pe care o consider falsă și cred că sunteți în asentimentul meu că fermierii ar fi așa nu ar fi foarte atașați de această ba politică verde de protecția mediului, de, 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 de sustenabilitate, e vorba doar de a găsi un echilibru între sustenabilitatea economică și sustenabilitatea mediului, pentru că, din poziția de faliment, nu prea ai ce să susții, nici business-ul tău, nici mediul, nici nimic. Nu? Exact, domnul Macove, exact asta. Chiar astăzi, chiar în cadrul Congresului, am discutat cu cineva pe, pe acest subiect, pentru că toată lumea vorbește despre reziliență, despre durabilitate. Ori, atunci când vorbești despre durabilitate, trebuie să luăm în calcul toți cei trei piloni, adică uh -huh. social, economic și de mediu. Exact. Dacă unul dintre cei trei piloni este în dezechilibru, întreg sistemul va cădea mai devreme sau mai târziu. Adică dacă vrem să facem sustenabilitate sau reziliență Rezilien, pe mediu pe sau mediu. pe social, dar fără economic, nu, nu avem poate. Păi combustibilul vă dați, necesar. Vă dați nu? seama, dacă fermierul nu este mulțumit, dacă el nu își poate plăti facturile, Corect. atunci cum poate el să se gândească să facă ceva mai departe? Corect. Cum poate să investească în, într-o tehnologie mai prietenoasă cu mediul dacă el nu are acces la finanțare? Pentru că rezultatul muncii lui nu îi permite să se refinanțeze. S-a discutat despre asta. Bine Bineînțeles că am discutat lucru aspectele acestea și nu numai în cadrul întâlnirii Sim. din aceste trei zile, inclusiv în ferme, pentru că asta este și scopul vizitelor în ferme, uh -huh. ca fermierii din Uniunea Europeană, colegii noștri de la Copa Cogeca, cât și colegii noștri fermieri din România, pentru că și românii noștri au participat inclusiv în cadrul delegației la aceste right. vizite, cu toții discutăm despre lucrurile acestea. Cum este posibil să ducem mai departe activitatea agricolă? Cum păstrăm tinerii în spațiul rural dacă la final activitatea economică, rezultatul muncii mele nu-mi permite să Știți cum da. e, nu-mi permite pilonul social, core, adică nu-mi permite să duc o, o, o viață socială corectă pe măsura eforturilor financiare depuse. Vorbeați de aceste vizite în ferme, s-au desfășurat în ziua de vineri Vinerea trecută, în una treia zi de congres, au fost trei vizite. nu Vorbiți-ne un pic, ce obiective strategice au fost, au fost ați avut în vizor? În primul rând, pentru că se discută foarte mult despre poluarea, cauzată de creșterea animalelor, respectiv mm -hmm. de creșterea vacilor. Una dintre vizite a fost în vizită într-o fermă de, de, de vaci, creșterea de creșterea mm -hmm. vacilor, unde colegii din celălalt, la domnul doctor Petcu, unde colegii au fost au, au avut posibilitatea să afle că este un, un stabiliment cu o anumită vechime, mm -hmm. că este condus de un profesionist. Și acum îi mulțumesc domnului doctor Petco și. L-am avut și aici în emisiune, o enciclopedie amulantă da. și un un partener este, de dialog așa foarte spumos. Uneori este, exact. e prea spumos. Așa spune și eu, dar să știți că este nevoie. Este nevoie să le arătăm colegilor din celelalte state membre că o fermă în, mm -hmm. în, în zona de perii urbană a Bucureștiului a, a reușit să, să supraviețuiască. Este din foarte... păcate doar una din cele da, 20-30 de ferme. Într-adevăr, este, este într-adevăr un model de bună practică din, și din contra este un model ca și termen de comparație și atunci nu ne convine ce vedem că celelalte Alte, nu au reușit să uh -huh. supraviețuiască. De cealaltă parte continuând într-o notă pozitivă. Cealaltă fermă a fost la o distilerie uh -huh. și atunci colegii bineînțeles colegii din celelalte state membre au fost bucuroși. Dar distilerie vedea... cu cereale produse în cereale ferma produce respectivă. Adică adică da, produse chiar de un tânăr uh -huh. și atunci am îmbinat și zona de Tineri fermieri implicați mm -hmm. în agricultura din România, tineri fermieri performanți, mm -hmm. pentru că avem și, fer -per și fermieri performanți și cooperativă și, și cooperativ în, mm -hmm. în, în egală măsură. Și cea de-a treia vizită, și nu în cele din urmă, și doresc tare mult să mulțumesc tuturor colegilor pentru implicare, s-a derulat în județul Giurgiu într-o în cadrul unei societăți care este specializată în creșterea, în cultivarea legumelor uh -huh. în această perioadă legume uh -huh. de legume de seră. Oarecum punctele forte ale României, nu? Adică punctele vegetal, forte. O cultura Ce mai mare, rămas? Vă dați seama că. În perioadă... și da, dacă discutăm de legume, bă, în această perioadă Roș. discutăm despre legumele cultivate în spațiile protejate. Sigur. Ne-am bucurat uh, să le putem oferi încă o vizită surpriză la o altă societate care se ocupă de deshidratarea legumelor și la fel este un alt, un alt tip de business, un business nișat, să spunem așa. În așa fel încât să arătăm că avem și fermie performanți, avem și bunăvoință, disponibilitate, dar poveștile din, din spatele acestor uh, realizări uh, nu sunt uh, nu sunt unele uh, cu un parcurs lin. Vă dați seama, după un an, cum a fost 2023-2024, dacă în locul domnului doctor Petcu ar fi fost un fermier novice, nu ar fi rezistat. Vă dați seama să vină, în fiecare zi să pierzi o anumită suprafață cât de mică. Suprafața respectivă era cultivată pentru hrana unui animal, cel puțin. De cealaltă parte, colegul care face cultură mare și se ocupă de distilerie. Distileria a venit tocmai în ideea în care, într-o formă sau alta, trebuia să aducă valoarea adăugată cerealelor. Este bine să vedem că sunt niște eforturi colosale în spate și ne întoarcem la ce, la, la ce discutam despre reziliență. Fără o finanțare corespunzătoare, nu putem să facem, nu putem să producem hrană. Care a fost structura Congresului în celelalte două zile? În prima zi au fost ateliere de lucru dedicate, să spunem așa, dedicate cooperativelor. Și nu neapărat, pentru că unul dintre paneluri s-a referit la accesul la apă și la cât de repede putem pierde accesul la, la apa dulce, care este uh, atât da. de utilă vieții pe pământ. Din păcate, fermierii români știu cam cât de repede da. se poate. Sau... Da. Da, și este, să știți că este... Cât de greu se poate după aia uh, obține din nou accesul, vorbim este... de reabilitarea uh, sistemului da, de ligație. Da da, 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 Este tragicomic uh, să ai de a face, să, să discuți în sală cu colegi, cu, uh, cu omologi care vin și se baită ca o prea multă ploaie, da? Iar de cealaltă parte, România a avut parte de o, de o secetă extraordinar de severă. Uh, aș vrea tare mult să punctăm aici, la dumneavoastră, la agrostrategia, că... Mă întrebați de ce este atât de important. A fost atât de important să le spunem colegilor din celelalte state membre că România este unică prin simplu fapt că pe teritoriul României avem 5 microclimate, biolo... da. microclimate, ceea ce niciun alt stat membru nu are, iar zona de stepă este prezentă exclusiv în România, doar 1% din, din suprafața Uniunii Europene. Este ocupată de stepă și aceasta se află exclusiv în, pe teritoriul României. Bun, discutăm despre Congresul European al Fermierilor în continuare și despre mesajele transmise în acest congres cu impact asupra fermierilor români, după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la agrostrategia împreună cu doamna Liliana Piron, director executiv al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Doamna Piron, vorbeam înainte de pauză de. Uh, aceste trei zile ale Congresului European al Fermierilor, organizat de Copacogeca, cu partener local Alianța pentru Agricultură și Cooperare. Am vorbit de prima zi a Congresului, care a fost miercuri, miercurea trecută, cu aceste ateliere, inclusiv un atelier în zona de sustenabilitate pe consumul de apă. Ultima zi, vinerea, a fost alocată vizitelor în fermă. În trei ferme model, să le zicem, în România, vegetal, cultură mare și zootehnie. Zootehnie, vegetal, horticultură și cultură mare. Ziua de joi a fost ziua plenară, plenară. Nu ziua, acolo unde s-au transmis mesajele cele mai importante, inclusiv acesta că uh, politica agricolă comună trebuie să rămână la locul ei, inclusiv cu finanțările respective, pilonul 1 și pilonul 2. Alte mesaje de asemenea. Cum, cum a fost? Au fost așa doar chestii politicoase spuse sau ați simțit că, până la urmă, mesajul acesta va merge mai departe și la Comisie și în Parlamentul European? Eu sunt convinsă că mesajul va merge mai departe, pentru că, vedeți, dumneavoastră, domnul Macovei, în momentul în care un stat membru cu tradiție vine și expune o anumită problemă, o anumită nevoie, Celelalte state membre sunt atente la ceea ce, ce, ce statul puternic propune sau sesizează. România încă nu a învățat cum să spună. Deși de este, un stat, puternic, Deși este un stat puternic, cel puțin în teorie, în agricultură. Sau, mă rog, Iar în această agroalimentară... perioadă, să știți că am sesizat, am, eu am remarcat efortul, rezultatul acestor eforturi. Faptul că noi am reușit să schimbăm cu ajutorul colegilor de la Copaco-Gecab condiționalitățile da. din PAC, o mare realizare. Mi aduc aminte că la momentul respectiv nimeni nu ne dădea șanse. Chiar colegii noștri de la Copacogeca ne spuneau un regulament odată adoptat este un subiect închis. Sigur și protestele au și făcut protestele o presiune au... publică, inclusiv protestele organizate de Copacogeca. De Copacogeca, Copa da, dar să știți că noi le-am atras atenția și la momentul respectiv că dacă aceste condiționalități vor fi adoptate în de maniera mm -hmm. propusă de, de legislator Atunci fermierii vor ieși în stradă Și acela semnal să știți că a fost Tras și, a fost, uh, tras și la București uh -huh. Li s-a adus la cunoștință faptul că Dacă anumite politici Vor continua în acest sens Fermierii sunt pregătiți să iasă în stradă nu pentru că își doresc să picheteze vreo uh -huh. autoritate națională sau europeană, ci, ci pur și simplu își văd activitatea blocată. Nu, nu mai văd ieșirea din situația în care este îndreaptă. Pentru că, vedeți, -asta, agricultura este o activitate și de suflet. Nu este doar o activitate economică. Ține și de o activitate derulată probabil de generații. Ca să ajungi să fiu, ai o fermă performantă, că vorbeam de uh -huh. ferma domnului dr. Petcu, este o activitate deja cu, cu un istoric, o, o perioadă întreagă de eforturi, de concesii, și poți pierde foarte ușor aceste, aceste rezultate. La fel se întâmplă și, și în prezent. Le-am atras atenția și să știți că au fost foarte atenți. Inclusiv, min, intervenția domnului ministru a ajutat în sensul în care dânsul a spus foarte clar că atâta vreme cât fermierii din România îi vor solicita anumite, uh -huh. uh, o anumită legislație. Dânsul va depune, în calitatea dânsului de ministru, va, va depune eforturi pentru, pentru a duce la îndeplinire. Și nu, doar, nu doar ministru. Am, am, am văzut semnale puternice transmise de președintele COPA, da. de președintele uh, Proagro, care a vorbit da. la da. început. Uh, Inclusiv toate... de domnul ministru Ișvan Naghi, de domnul exact, ministru, de ministru al maghiar, maghiar, care maghiar. este acum în funcție ca. pentru președ... uh, că Ungaria președinția are președinția da, la... Consiliului European, este, uh, este președintele Consiliului Agrifiș. Uh, au fost mesaje puternice. Am avut reprezentanța ai Comisiei, nu? La DigiAgri, da, directorul, directorul general adjunct Mihai Dumitru, un român, iată, care. Am avut și din partea joacă de... cam pe sârmă, așa că vine, vine în România și îl întreabă fermierii români ce face pentru ei, dar el e mai mult, cum să spun, în slujba Comisiei Europene, care trebuie să fie un arbitru. E o poziție așa destul este de... Este o poziție probabil ingrată, ingrată, dar noi va trebui să învățăm să ne folosim de aceste aturi. Faptul că Corect. avem atât de mulți vorbitor de limbă română la Correct. Bruxelles ar trebui să fie un un un, atu de, un avantaj Correct. de necombătut. Uh -huh. În sală să știți că a fost inclusiv din, un, un reprezentant al administrației prezidențiale, doamna consilier prezidențial responsabilă pe, pe schimbările climatice. Uh, am avut inclusiv a participat inclusiv domnul președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice, domnul uh, profesor do doctor Valeriu right. Tabără. Da. Uh, Reprezentare a fost din partea și din da. partea autorităților, și din partea instituțiilor. Nu doar fermierii au fost cei care Am. au plătit și bilet, să spunem așa, românii pentru comisie. au fost, au avut o delegație puternică acolo, din toate, nu numai fermieri, așa cum spuneați, deși ei au considerat da. constituit grosul prezenței, dar. Și fermieri au avut cu cine să interacționeze în termen de. Păi autorități, au fost fermieri, academic. Exact, exact, exact. Ce vreau totuși să punctez. Uh, s-a discutat foarte mult în spațiu public despre faptul că a fost un congres cu bilet. Tocmai faptul că a fost un, con un congres la care s-a intrat pe baza unui bilet care nu a fost uh, uh -huh. foarte ieftin. arată interesul fermierilor din România de a discuta, de a socializa, de a interacționa cu colegii din celelalte state membre. Și faptul că sala a fost. Biletul nu bină... a fost doar pentru România, a fost nu, pentru nu, toată nu, lumea nu, ca să. Nu, nu, nu. Să facem chiar, această precizare. Chiar, da, este foarte important să facem. Fiecare această... fermier, fiecare participant da, și-a da. plătit. Delegația Alianțe pentru Agricultură și Cooperare nu a făcut uh -huh. rabat de, în uh -huh. acest sens, în sensul că toți, toată lumea a plătit bilet, dar suntem mândri de colegii noștri de fermieri că au înțeles. Să, să achite această, acest bilet și să participe la, la lucrări. Vorbiți, au socializat -am, foarte vor, mult pe, iertați-mă, ce am apreciat în mod deosebit, dincolo de discuțiile din sală, deci de discu discu discuțiile instituționale din sală, au fost foarte multe discuții private uh, pe, 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 pe hol. Și atunci unde fermierii au interacționat, nu au ținut cont de faptul că uh, era delegația României sau delegația Fra Franței sau a Belgii. E un mare câștig. Da, este, este. A fost cele trei zile, uh, le-a le dat ocazia să schimbe, v-am spus. Idei știți cum e? Una este... În prezența unei autorități, să spui da. că ție nu ți-a dat, nu știu, ai aplicat un tratament care nu a fost eficient, în timp ce, atunci când discuți cu un coleg dintr-un alt stat membru și îți spune, uite, eu am încercat soluția asta, te -ai gândit la lucrul ăsta. A fost interesant să-i vedem în acțiune. Pentru Alianță, pentru Delegația România, acest Congres European al Fermierilor a însemnat și o provocare, un efort de organizare. Până la urmă, considerați că Alianța a a reușit să, să iasă bine din această, din această, poveste, din această organizare? Cum au apreciat cei de la Copa Cogeca modul în care s-a organizat acest congres? Dincolo de faptul că, organizarea congresului a fost a congresului -a apreciată de reprezentanții Copa Cogeca, dar și de participanții din, din delegațiile străine, Vreau să mulțumesc colegilor mei din mm -hmm. Alianța pentru Agricultură și Cooperare pentru sunt mândră de modul în care ne-am descurcat în aceste, în aceste zile de foc. La par, UNECSM, Proagro, Forța Fermierilor, mm -hmm. toate cele patru organizații, am lucrat cot la cot. Sunt mândră de, 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 de fiecare dintre noi, mm -hmm. pentru că fiecare dintre noi a avut un a rol. A Un comitet de organizare. Da da, 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 da. Și fiecare am fost responsabil de ceva anume. Mm -hmm. Fiecare dintre noi am adunat feedback în timp real și am încercat să. Să-i facem pe, pe invitații noștri să se simtă bine în România. Iar deci am demonstrat că avem și capacitatea organizatorică. Și capacitate. că, că știți da. cum e, când apare discuția despre România, uneori. E suntem cunoscuți sigur și pentru lucrurile bune, dar și pentru faptul că uneori în termen de organizare nu acum, stăm dacă mă, foarte bine. Acum, dacă mă provocați să dau din casă, vă dau și din casă, să știți. Vă rog. Uh, pentru că până la urmă indirect este o, o laudă și un o bilă albă și pentru fermierii români, că asociațiile respective ar, au ca membri uh, fermieri. Uh, în zilele de miercuri și de joi Seara au avut loc niște cine de socializare și pot să vă spun așa că într-adevăr acolo au fost socializare pentru că s-a râs, s-a dansat, ne-am amintit de experiențele etnice, fiecare dintre, dintre participanți a avut okay. posibilitatea să se exprime prin dans, să spunem așa, și atunci, Domn. chiar vă spun, chiar sunt mândră de, de colegii mei. Deci, chiar există o comunitate europeană da. a fermierilor. Da. Dincolo de diferențele dintre statele membre, există această solidaritate a fermierilor. Am văzut-o inclusiv la proteste. Vă dați seama dacă la proteste am văzut-o cu atât mai mult atunci când oamenii sunt bucuroși, când sunt lipsiți de griji, când vin în scop, să spunem așa, de relaxare. Sunt mult mai pregătiți să împărtășească din experiențele lor și să să facă schimburi de, de, de experiențe, să spunem așa, culturale. Și tot din casă să vă spun că am reușit să-i convingem să se întoarcă în România în calitate de turiști. Am promovat România într-un uh -huh. fel care i-a determinat să se reîntoarcă în calitatea lor da. de turiști. Ceea și a, ce... a fost o activitate de marketing care a, a, a vizat uh... Totalitatea statelor membre am... Câțiva figurat. dintre ei au rămas în București încă uh -huh. pentru încă o săptămână, mulți dintre ei, ceea ce din nou înseamnă că noi ne-am descurcat bine, i-am convins că Bucureștiul și-a veritat locul de capitală uh -huh. europeană pentru agricultură în aceste trei zile de congres. România poate să stea la masă de la egal la egal cu oricare partener european. Participanții noștri, speakerii pe care noi am avut au făcut cinste României pentru că au venit cu input tehnic. Uh -huh. Și atunci nu avem motive pentru care să nu fim mândri de, de România în aceste zile și de ce nu de Alianța pentru Agricultură și Cooperare. Mergând cu discuția uh, către uh, zona aceasta de reprezentare a intereselor fermierilor români la Bruxelles, uh, dumneavoastră la copa Cogeca faceți parte din grupul de lucru pentru plățile directe și la finalul emisiunii, pe scurt. Vă adresez o întrebare directă, pentru că foarte mulți fermieri și există această discuție. Domnule, cu ce mă aștept pe mine Copacogeca? De ce să uh, fiu într-o asociație care e membră în Copacogeca? Povestiți-ne un pic ce înseamnă acest grup de lucru și până la urmă uh, ce înseamnă iarăși ca efect direct pentru fermierul român. Are ceva de câștigat uh, fermierul român din faptul că un român, uh, dumneavoastră. Uh, un director al unei asociații de fermieri se află în acest grup de lucru de la Copa Cogeca, în cazul dumneavoastră plățile directe. Acum nu știu cât timp avem la dispoziție, dar eu v-aș povesti o întâmplare ca să înțelegeți cum am ajuns acolo. Am ajuns în calitate de angajat la par. Și vă dați seama, cu, cu presiunea fermierilor din, din România, am participat la primele ședințe în care, fiind un, un novice, taci, că de obicei asta este atitudinea noastră. Și la un moment dat, cu pixul în mână, ascultând propunerile, n-am mai rezistat și am ridicat mâna și am spus: Păi dacă noi. Vom merge mai departe cu această propunere. Fermierii din România vor decide să rămână în afara politicii agricole comune. Și toți ochii s-au îndreptat către noi și au întrebat de ce. Și am spus, ok, haideți să facem un calcul matematic. Și cu pixul în mână le-am arătat ce înseamnă condiționalitățile. După acea primă întâlnire le-am captat atenția. La următoarea întâlnire am era chiar în timpul uh, să spunem așa, invaziei Rusiei în Ucraina și se început, discuta despre în Exact. Despre culoarele de solidaritate. Uh -huh. Și atunci, fiind prezenți la ședințele, explicam ce urmează să se întâmple. Iată că ceea ce noi le-am spus că se va întâmpla s-a întâmplat sau. Uh -huh. Mm -hmm. Este o situație pe care noi. Dar cu ce ne ajută? Ne ajută faptul că încetul cu încetul noi ne-am câștigat acea poziție. Și atunci când România cere, înseamnă că are un motiv. Are da, și mai departe Copacogeca poate duce da. uh, inclusiv cererea fermierilor români mai departe către Comisia Europeană. Nu, Adică e un Domnul e, un, Covei, e un sprijin în plus, e, un, da, urmă, da, da. e o formă de presiune. Copacogeca, până la urmă. Hai încearcă să convingă da. comisia, mai cu vorbă bună, mai cu scandal, să Dar vreau... implementeze niște politici în favoarea fermierilor. Noi trebuie să mai vedem și celălalt aspect, să ne punem problema altfel. România este acel al cincilea stat ca dimensiune, mm -hmm. după cum spuneam. Gândiți-vă că un stat de dimensiune mai mică, mult mai mică decât România, are o nevoie și o cere. Dacă statul respectiv nu are susținerea României, care să-i dea greutatea dimensiunii agricole. Nu are șanse de reușită Și atunci totul este o negociere Și trebuie să Deci din... e un câștig pentru este fermierul un câștig. român Da, este un câștig și. Ro... Mă bucur tare mult că în aceste trei zile Colegii mei fermieri Care nu au fost membri doar în la LAPAR uh -huh. Ci în celelalte patru organizații Dar și colegi fermieri Din alte organizații Simen. care au înțeles Să participe la congres Au înțeles cât este de important să-și împărtășească Experiențele și să ceară Celorlalți colegi să țină cont Și de experiențele lor Doamnă Piron, vă mulțumesc foarte mult Eu pentru informațiile mulțumesc. transmise. Pune în punct ediției de astăzi agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!